În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Iubiți credincioși, de fapt cam așa stau lucrurile cu fiecare dintre noi. Mergem până la un punct și ne oprim și întotdeauna trebuie să avem aceste cuvinte, această întrebare. De ce ne îndoim? Iată că Mântuitorul astăzi ne învață, fără să folosească vreo pildă sau vreo parabolă, ci ne învață cu un eveniment din viață. Nici măcar eu personal nu l-aș putea numi minune, pentru că tot ceea ce a făcut Mântuitorul a făcut numai lucruri firești. Că nu putem noi să ajungem la nivelul acela, este adevărat. Dar minunea, în sensul cel mai profund al cuvântului, este firescul la el acasă. Adică atunci când îl vedem pe Mântuitorul mergând pe mare, să știm că firesc omului lăsat de Dumnezeu, stăpân peste toată creația, este să meargă și pe mare ca pe uscat și prin aer ca pe uscat. Însă nouă ne-a rămas numai să rămânem, să mergem pe uscat, așa, pe pământ, pentru că celelalte feluri de mers nu le avem pornite din cap. Nici măcar nu ne gândim că am putea să facem acest lucru. Și iată că Sfântul Evanghelist Matei ne spune ce s-a întâmplat atunci când Mântuitorul chiar spune cu un cuvânt pe care traducătorii din secolul XVIII l-au tradus așa ca să vorbească și despre o poruncă. I-a silit să meargă pe celălalt mal cu corabia și el a rămas să dea drumul mulțimilor. După ce Mântuitorul învăța lângă lacul Genizaretului, întotdeauna se aduna mulțime multă. Și atunci, ca să poată să se despartă de această mulțime mai ușor, a lăsat ca ucenicii să plece mai departe. De ce? Ca să vadă și mulțimile că Mântuitorul trebuie să rămână singur. Și n-ai cum să zici unui om, hai, du-te de lângă mine, dacă nu vede că cel mai apropiat, care te cunoaște mai de mult, care stă mai mult timp cu tine, nu înțelege mesajul. Și atunci, văzând că sunt multe mulțimi, e mult popor acolo adunat, a vrut să facă o breșă, să vadă mulțimile că, într-adevăr, Mântuitorul și-a terminat acea cuvântare pentru ziua respectivă. Și i-a trimis cu corabia pe celălalt mal. Ei au plecat, Mântuitorul a dat drumul mulțimilor și mai departe a plecat ca să se roage. Însă, înaintând pe mare, s-a făcut furtună mare și s-au spământat bieții ucenici când au văzut valurile ridicându-se, dar pe semne că Mântuitorul știa ce se întâmplă cu ei sau chiar avea de gând dinainte să meargă după ei pe mare, a fost văzut de către ucenici și aceștia l-au chemat pe Petru și s-au înspăimântat, crezând că este o nălucă. Și atunci Mântuitorul le-a spus, nu vă temeți, eu sunt. Și Petru, pentru că era mai bătrân decât ei și avea voie să mai și întrebe, mai avea voie să ridice și o părere personală, a spus, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Și a spus Mântuitorul, vino! Iată că și noi, de multe ori, atunci când începem să avem câte o cumpănă și se întrezărește așa luminița de la capătul tunelului, începem să avem ceva îndoieli. Și ori cerem semne și minuni, ori zicem, Doamne, chiar o fi așa de bine după atâta rău pe care l-am îndurat? Și începem să cerem un semn. Iată că acest semn l-a cerut și Petru. A spus, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă, ca nu cumva să fie vreo nălucă. Și când a auzit, vino, apoi cu credință a și plecat. N-a plecat înotând, a plecat pe apă. Dar când s-a apropiat de Mântuitorul, văzând că valurile sunt mari, imediat a început să-i fie frică. Și s-a îndoit că este chiar Învățătorul. A crezut că este vreo nălucă și a început să se afunde. În momentul în care a început să se afunde, Mântuitorul l-a luat de mână și l-a zis, Doamne, scapă-mă!
Și Mântuitorul l-a mustrat ca un părinte bun și a spus: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Acest puțin credinciosule trebuie să fie oarecum reperat de urechile noastre. Parcă atunci când aflăm despre cineva că este necredincios, cum a fost Toma, care nu a crezut că Mântuitorul a înviat din morți, este numit de noi Toma necredinciosul. Dar iată că astăzi este o nuanță. Mântuitorul nu numește pe Petru necredinciosule, îl numește puțin credinciosule. De ce? Pentru că începutul îl făcuse bine. Sfântul Apostol Petru plecase pe apă. Puțin credinciosule ne arată că Dumnezeu are nuanțe în a ne percepe neputința noastră. Nu era necredincios, ci era puțin credincios. E acum și noi care am lăsat pe ale noastre și ne aflăm aici în biserică, suntem pe cale să călcăm pe apă ca pe uscat. Decât că aici când ajungem în biserică începem să ne năpădească gândurile. Aoleu, a trecut luna, a trecut spaima cu sfârșitul lunii că n-avem cum să plătim rata una alta, e începutul, dar până la sfârșitul lunii ce vom face? Atunci începem încet, încet, în loc să ne uităm la slujbă, în loc să ne uităm la Dumnezeu, începem să ne scufundăm încet, încet în gândurile noastre. Deși mai auzim până la jumătatea slujbei toată grija cea lumească acum să o lepădăm, o mai ridicăm puțin și iar începem să ne gândim: bă, dar deja a început luna asta să înainteze. E deja a doua zi, până pe 29, cum fac eu să mai plătesc cealaltă parte de rată? Și apropo de această mare, mare grijă, îmi aduc aminte de cineva care s-a întâlnit cu mine în 3 săptămâni de vreo 5 ori. Și de fiecare dată se temea de faptul că vine sfârșitul lunii și n-a plătit rata. Și bineînțeles că ne-am rugat împreună, l-am încurajat pe om, vezi că eu cred că Dumnezeu, dacă într-adevăr credem, trimite pe cineva să ne ajute. E, după a cincea oară când ne tot vedeam noi, a venit și sfârșitul lunii, a venit scadența și într-adevăr îl văd pe omul acela luminat și gata, părinte, am scăpat. Bun, zic că am scăpat. Dar am scăpat de tot? Păi cum adică de tot? Adică s-a încheiat? Ce să se încheie, părinte? Păi cu ratele. A, nu, mai am 26 de ani jumate. Aoleu, și zic, tu vrei să îmi spui că o să trăiești toată viața ta, astea 26 de ani jumate, cu această spaimă de la o zi la alta? Păi băi, trebuie să luăm o măsură. Ori credem până la capăt, ori o lăsăm baltă. Păi dacă în fiecare lună ne vedem de 5-6 ori numai pe aceeași temă, înseamnă că ne scufundăm amândoi. Și, sincer să fiu, știu acum că omul nu mai are acele spaime decât de 2 ori, față de 30 de ori pe lună. E ceva. Vreau să-l aduc, dar mai are acum vreo 24 de ani. Vreau să-l aduc până la sfârșitul acestor rate, să înțeleagă faptul că ne afundăm singuri. Cum am început noi frumos atunci când am luat îl împrumut de la bancă și mergeam pe ape, gata, îmi iau casă, scap de soacră. Gata, îmi iau casă, sunt independent. Bă, de ce nu mai am acea atitudine de a merge pe apă frumos atunci când am început un drum? Despre acest drum ne zice Mântuitorul. Când l-a chemat pe Petru, băi, vino încoace. Ce nu? Dacă ești tu, poruncește tu să vin și eu la tine pe apă. Mântuitorul ne spune, ai curaj? Da. Părumânește, vrei să scapi de soacră? Da. Ia-ți casă, bun, n-am bani. Te ajut eu. Cum? Să ai curaj să te împrumuți. Unde este entuziasmul acesta? Ce se întâmplă? Exact ce a văzut Petru. Vedem și noi. Vedem valurile ridicându-se. Vedem în rațiunea noastră că adâncimea apei este mult mai mare decât înălțimea noastră. Rezistența noastră la a ajunge până la mal în not este mult mai mică pentru că valurile ne pot înghiți. Dar uităm un lucru. De ce am ieșit din barcă? Pentru că ne-a chemat cineva. De ce ne-a chemat cineva? Pentru că acel cineva care este Dumnezeu cu C mare venea spre noi
Și noi nu am avut atâta curaj să-L așteptăm să vină El la noi și am zis, Doamne, dacă ești Tu și Te văd așa puternic, fă-mă și pe mine ca pe Tine. Și atunci, unde este entuziasmul începutului, exact cum am spus? Se afundă încet, încet în mare. De ce? Pe de-o parte, uităm cum am început drumul, pe de altă parte, începem să ne temem pentru că rațiunea, de fapt, este principalul dușman al fericirii. Multă fericire ar avea omul dacă ar lăsa puțin rațiunea să rezolve numai și numai problemele ei. Adică problemele personale, problemele de algoritm, de matematică și așa mai departe. Rațiunea trebuie să stea în ghiozdan. Curajul elevului trebuie să stea în inimă și în simțirea lui și în cumințenia lui. Dar când e vorba de rațiune, să nu cumva să uite de ghiozdan. În ghiozdan trebuie să aibă toate temele, tot ceea ce a învățat la școală. Pentru că, după cum v-am mai spus și altă dată, cultura este tot ceea ce am uitat după ce tot ceea ce mai știm după ce am uitat tot ce am învățat. Adică atunci când noi ne-am apucat la geografie să învățăm munții Carpați și o luam din nord cu munții Gutâiului și porneam până la curbura Carpaților, la întorsura Buzăului și am învățat pe toți, acel lucru a fost ținut minte pentru clasa 4-a prima dată, pentru clasa 8-a a doua oară, pentru clasa 12-a când pregăteam bacul. Acum însă, imaginați-vă că ajungeți cu mașina fără GPS și chiar vă recomand să nu luați, că mai sunt situații în care vă trimite pe tot felul de scurtături, de pentru 2 km o să faceți o oră jumate, vă duceți pe acolo și începeți să vedeți niște tăblițe. Acele tăblițe sunt niște localități. Localitățile acelea, dacă n-au fost învățate la bună vreme, nu le mai știm. Trebuie să avem în cap tot ceea ce am învățat ca să putem să ne desfășurăm. Așa era și cu fratele nostru, că-mi permit să-i spun, apostolul Petru, fratele puținei credințe a noastre, când știa cum era pe Marea Genizaretului. Era un lac, liniștit de foarte multe ori, dar de puține ori, dar zdravene ori, era foarte agitat. Știa omul cum e să te duci dintr-o parte într-alta, mai fusese, știa drumul, dar atunci când se schimbă datele problemei, parcă este altceva. Și anume, viața noastră este una liniștită. Știm că după clasa 8-a urmează intrarea la liceu, despre noi, după care știm și despre copiii noștri cum va fi, dar între aceste etape mari ale vieții stă amănuntul vieții. Adică în momentul în care Mântuitorul l-a chemat pe Sfântul Apostol Petru, vino la mine pe apă, n-a făcut altceva decât să dezlege posibilitatea Sfântului Apostol Petru de a merge pe apă. Și acesta mergea pe apă și o spune, o, ce minunat, păi noi n-am mers de atâtea ori pe apă. Aduceți-vă aminte după prima noastră victorie pe care am avut-o poate la școală, poate atunci când am avut un premiu, parcă simțeam că mergem pe apă. Dacă într-adevăr ar fi fost nevoie să mergem pe apă, cu siguranță că am fi făcut-o. Eram atât de entuziasmați încât credeam că totul este la picioarele noastre. Dar ce s-a întâmplat? Am văzut că acea mică biruință nu ne este suficientă. Am crezut că trebuie să avem mult mai multe lucruri pe care trebuie să le obținem. Am crezut că ne trebuie altceva și noi suntem de-abia la jumătatea drumului sau de-abia la începutul drumului. Și începem să ne îndoim. De ce ne îndoim? Ne îndoim pentru că este firesc să ne îndoim. De fiecare dată, atunci când vrem să punem un diagnostic, trebuie să pornim de la starea naturală. De exemplu, de ce mă doare capul? Pentru că, în mod normal, nu mă doare capul. Nici n-aș fi știut că mă doare dacă, în mod normal, acest lucru n-ar fi fost o excepție. O să zic că mergea Petru pe mare, așa cum mergem și noi de la unul în alta să ne plătim ratele la bănci și deodată a apărut
pe drum, bau-bau, adică teama. Teama de ce? Fraților, să știți că teama face parte din viața noastră. Teama nu este un păcat, ci căderea în mrejele ei este un păcat. Teama trebuie să treacă pe lângă noi. Se spune pe românește că teama păzește bostanii. Teama este un lucru bun atunci când este bine proporționat. Teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu nu trebuie să fie o teamă paralizantă, ci o teamă care să ne inspire respectul, care să nu ne lase să fim nerespectuoși față de Dumnezeu și față de legile pe care știm că Dumnezeu ni le-a lăsat pentru o bună viețuire între noi. Teama de Dumnezeu ne face să fim disciplinați. Teama de Dumnezeu ne face să avem un fir roșu în viața noastră, să urmărim anumite priorități. Teama de părinți este la fel. O teamă care să ne inducă o stare de respect, o stare de bucurie că avem la ce ne raporta. Teama de conducători. Ne spune Sfântul Apostol Pavel foarte, foarte direct și la obiect și fără dubiu. Nu în zadar poartă sabie cel ce o poartă. Deci trebuie să avem această teamă, dar nu o teamă paralizantă. O teamă care, să nu ne lase să mergem mai departe, o teamă care să ne țină în casă, să spunem, eu nu pot să o iau aici pentru că nu pot să respect nu știu ce lege. Nu, legea este făcută ca să fie respectată de către cei care nu au posibilități, să fie depășită de cei care au posibilități și să fie trecută așa pe dedesubt de cei care sunt mai alunecoși. Dar nu avem treabă cu ei. Noi trebuie să avem teama de lege în sensul bun al cuvântului, adică să o respectăm și am scăpat. Dacă, de exemplu, mergem pe o șosea pe care se circulă în mod legal cu 110 km la oră, n-ai de ce să te temi. Mergi cu 110 și gata. E unul cu o mașină așa mai puternică, se teme, zice, aoleu, mă duc pe drumul ăla și ce? De-i prindă poliție. Păi și ce? Păi și eu să mă prindă. Cum adică o să te prindă? Înseamnă că nu respect ceva. Păi da, merg tare. Păi atunci, de ce te miri că te prinde? Trebuie să luăm lucrurile exact așa cum trebuie. Dacă a merge pe mare de către Sfântul Apostol Petru s-a întâmplat la mandatul pe care Mântuitorul i l-a dat, Sfântul Petru putea să meargă să facă naveta peste mare, atâta vreme cât îl lăsa Mântuitorul să o facă. Mântuitorul, culmea, l-a lăsat să o facă, l-a lăsat să meargă pe mare, dar de ce n-a putut să meargă pe mare? Din cauza lui. Deci nu din cauza celui care l-a mandatat să meargă, ci din cauza propriei lui frici și temeri că dacă cel din fața lui nu este Mântuitorul. Așa e și cu noi. Ne lasă poliția să merge pe șoselele patriei cu anumită viteză. Dar dacă noi începem să ne temem, adică ne-a prins odată cu 150, ne-a prins altă dată cu 160, începem deja să avem fobia șoselei. Și când vedem așa o șosea, deja începem să ne temem. Vedeți? Cam așa stau lucrurile, ca să vi le traduc, să știți cam ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu viața noastră. De ce ne temem? Ne temem de propriile noastre neputințe. Nu ne temem de firescul lucrurilor. Omul nu se teme de un fulger, ci se teme să nu-l ia pe nepregătite. Omul nu se teme de ploaie mare, ci se teme că el, de fapt, a încălcat o lege care îi zicea, bă, nu-ți fă casa acolo, da, dar ce frumos e acolo, ce peisaj este. Și el, omul, începe să se teamă din propria lui neputință. De ce se teme omul că vine scadența? Că nu și-a făcut bine socotelile și că a luat o cameră sau două în plus la casa pe care și-a cumpărat-o nu cu banii lui, ci cu banii băncii. Acum să spunem, bine, bine, nu mai putem să schimbăm nimic. Păi nici Sfântul Petru nu putea să mai întoarcă la barcă înapoi, că avea deja o distanță parcursă. Ce trebuie să facem atunci? Să mergem până la capăt.
Și apropo de drumurile patriei și de GPS, eram zilele trecute cu soția plecat și n-am avut niciun GPS, pentru că am mai luat-o noi odată după unul care avea GPS și v-am zis, toate scurtăturile ni le-a executat și mai bine o luam pe de-a dreptul. Și ne-am propus un principiu. Dacă tot amândoi am fost de acord că nu plecăm pentru o destinație și nu respectăm destinația mai mult decât călătoria, ne-am propus să nu ne mai întoarcem. Nu să nu ne întoarcem acasă. Dacă cumva vom constata că drumul este greșit, să nu ne mai întoarcem. Să mergem pe drumul ăla greșit și vom vedea la prima intersecție, când ne aducem aminte de la geografie, de vreo localitate pe care să o cunoaștem, să mergem pe acolo și să schimbăm traseul. Și într-adevăr, orice călătorie cu peripeții. Am încurcat de vreo 2-3 ori, dar principiul era principiu. Nu am venit să atingem o destinație. Și cred că acest lucru face diferența între a fi fericit și a fi nefericit. Dacă ne propuneam o anumită destinație, de exemplu, la câteva destinații ne-am ajuns. Dar ne-am propus bucuria călătoriei. Viața este frumoasă prin călătoria pe care o săvârșim, nu prin reperele pe care le așteptăm să se împlinească la o vârstă sau la alta, cu noi sau cu copiii noștri, ci trebuie să vedem lucrurile dincolo de finalitatea lor, să le vedem în desfășurarea lor. Și am ajuns la prima destinație, vreme frumoasă și ne-am bucurat că frumoasă în mintea noastră era sub 20 de grade. Aia era o vreme frumoasă. Că peste 30 aveam și acasă. Și stăteam acasă dacă era. Dar dacă tot am plecat de ceva, să găsim acel lucru. Chiar dacă n-am găsit 100% ce am căutat, important era că ne-am propus ca finalitate să nu urmărim destinații, ci să urmărim traseul. Fraților, traseul este nemaipomenit așa cum ne învață și viața. Viața este frumoasă dacă nu ne propunem noi de la început anumite lucruri mai mari sau mai mici decât posibilitățile noastre. Îmi spunea cineva că este foarte decepționat de niște colegi și am spus, nu, nu, tu ai greșit, nu ei. Cum adică? Pentru că tu ai avut așteptări. Cine are așteptări va avea și deziluzii. Cine nu are așteptări va avea numai bucurii. Imaginați-vă că cineva se poartă frumos cu dumneavoastră. Ce bine vă simțiți! Da, da, dacă ne punem în gând să mă întâlnesc cu cutare că se va purta frumos cu mine și el nu se poartă chiar așa frumos cu voi, ce deziluționați veți fi! Pentru că nu se ridică la înălțimea la care voi v-ați ridicat. Ați ridicat niște pretenții, exact cum a ridicat niște pretenții Sfântul Apostol Petru atunci când a plecat pe mare. Merg și eu pe mare. Bun, dar dacă mergi pe mare, ești în stare să respecti niște principii adevărate? Iubiți credincioși, cam acesta este mesajul Evangheliei de astăzi. Dacă tot am pornit la un drum, să știm că drumul în sine este frumos, nu unde ajunge drumul. Poate că suntem dintre noi care nu o să ajungem până la sfârșitul ratelor, că numărul anilor până la încheierea ultimei rate este mai lung de cele mai multe ori decât viața noastră. Dar ce este frumos? Că după noi rămâne cineva care nu mai are grijă a ratelor, că avem o viață frumoasă care nu are niște opreliști. Măi, ne bucurăm între 1 și 10 ale lunii, că după aia începe gândul scadenței. Vine 20 sau 24 ale băncii. Nu. Trebuie să știm că a merge pe mare ne-a poruncit Dumnezeu prin creație de la început. Ne-a făcut să fim stăpâni peste creație. Dacă ne-a făcut să fim stăpâni peste toate, credeți că nu ne-a făcut stăpâni și peste ape și peste aer? Nu. Asta face diferența. Dacă nu știm să fim liberi, cu siguranță că ne vom afunda. Dacă știm să vedem lucrurile frumoase, iată ce vreme frumoasă este astăzi. O să spuneți că e cam cald. Nu. Pentru cei care au venit pe litoral să facă plajă, este foarte bine. Agricultorii au primit și câteva lacrimi de ploaie și e bine și pentru ei. Dacă mâine va ploua, se vor bucura unii, poate că ceilalți care deja sunt prea prăjiți vor fi protejați de Dumnezeu, că ei singuri nu se pot proteja și îi ține Dumnezeu la umbră, nolens volens. Așa trebuie să vedem viața.
Viața este frumoasă. Este o călătorie pe mare și Dumnezeu ne-a chemat la această călătorie pe mare și acum ține numai de noi dacă ne afundăm sau nu. Ține numai de noi dacă băgăm în seamă posibilitățile sau imposibilitățile pe care le avem puse la dispoziție. Să spunem că la un moment dat se tulbură apa atât de tare încât vom spune, bine, voi merge până când văd în față, dar după ce urmează? Te mai interesează ce urmează după? Te interesează foarte mult ca primul pas să nu fie scufundat în apă. Dacă nu va fi primul pas scufundat în apă, urmează al doilea, al treilea și încet, încet începem să învățăm că viața este frumoasă pas cu pas. Cunosc oameni care și-au amânat fericirea din păcate, spunând, o să fiu fericit când o să văd copilul meu așezat la casa lui, când o să închei și eu cu ratele, când o să închei și eu cu cutare sau cu cutare. Când le-a așezat pe toate frumos și a venit și pensia frumușică, n-a mai avut chef de nimic pentru că el era o fire activă și n-a știut și n-a învățat toată viața activă ce înseamnă să stai degeaba. Și încet, încet a început să se afunde. Iată până unde mergem, până unde ne-am propus să ajungem. Și dacă ne-am propus să ajungem, trebuie să știm că nu punctul final al călătoriei este important, ci modul și atitudinea cu care facem călătoria. La acest lucru ne așteaptă Mântuitorul, care ne poruncește, vino atunci când noi spunem, dacă ești Tu, Doamne, poruncește să vin la Tine pe apă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.